Bună seara! Bine ne vedem, bine ne întâlnim, bine ne regăsim în sala cupola a Bibliotecii Județene Ghete Chirileanu Neamț. Salut prezența copiilor. Așa cum spuneam mai înainte, pomeniți de Dumitru Bezem, un pictor foarte apropiat de biblioteca noastră, de instituția noastră, pomeniți copiii ca fiind prima treaptă a fericirii. Ieri a fost ziua fericirii, astăzi ziua poeziei. N-am știut atunci când am programat această lansare de carte că o să o programăm exact în ziua poeziei. Și după aceea abia am hotărât să celebrăm, evident, ziua poeziei și am avut înainte o întâlnire frumoasă pentru poezie și muzică. O felicităm pe autoarea prezentă aici în fața noastră cu emoție, Diana Bonteanu, care se află la debut. Este un debut care promite să nu fie lăsat singur la părinți, cum se zice, care promite că va fi continuat, cred eu. Și de asemenea o salutăm pe doamna Iordache la revenirea în bibliotecă după ce a fost o perioadă bună de timp membru în Consiliul de Administrație al acestei instituții. Este o seară frumoasă, este o seară în care noi suntem confruntați, suntem față în față cu copilăria și vă propun să vă imaginați următorul lucru. Și anume că suntem noi și avem în față un exponent pe cineva de o generație ceva mai tânără, cum ar fi, de exemplu, un copil. Și ne dăm seama, destul de acut, că există o diferență de generație între noi. Și că sunt lucruri care diferă foarte mult. Și începem să înțelegem că e firesc să fie așa. Ei, imaginați-vă cum va arăta lumea acestor copii care sunt acum și despre care noi încă nu ne facem idee că există o diferență de generații între noi. Va fi o lume, așa cum noi, cred, în urmă cu mai mulți ani, ne imaginam cântând noi în anul 2000. E bine, a trecut anul 2000, au trecut încă 20 și ceva de ani și imaginația noastră trebuie și continuă să lucreze. Aceasta este generația căreia doamna Bonteanu îi dedică prima ei carte, prima ei carte pe care dorim să o însoțească de următoare și următoare cărți. Eu vă las în compania acestor minunate doamne, în această zi a poeziei, cred că nu întâmplător, ce ne-am face dacă n-ar exista și coincidențe, și vă transmit totodată salutul doamnei Mihaela Mereuță, care cu niște probleme n-a putut să fie alături de noi, dar care și-a dorit acest lucru foarte mult. Urez succes! Bună seara și bine ați venit! Mă bucur foarte mult să vă văd aici alături de mine. Trebuie să recunosc că am un pic emoții. Da, este prima carte pe care am scris-o și făcut-o. Este o carte pentru copii, gândită în colaborare cu ajutorul meu de nădejde, fetița mea. Și mă bucur că pot să vă prezint și dumneavoastră, dar înainte să mă apuc să-mi laud eu cartea și să discutăm despre ea, am alături de mine pe doamna Bogdana Duchița, o doamnă minunată care în fiecare zi modelează suflete de copii și care astăzi o să ne spună ce crede ea despre cartea mea din punct de vedere a unui învățător. Doamna Duchița. Bună ziua! Bună ziua, bună seara! Bun venit că ați venit! Ok! Și pentru că e o carte pentru copii, eu am venit astăzi cu fiul meu și ca să deschidem puțin, să destindem puțin atmosfera, o să lecturăm ceva și o să încercăm să spargem gheața, să distribuim emoțiile peste tot. De râs și de plâns de râs. Hai să vedem. Mama, mă pot uita la televizor?
uite, liniște, dragul meu, numai să nu-l aprinzi. Mulțumim, mulțumim. Victor, cum te simți azi la școală? Cum te-ai simțit azi la școală? Foarte bine, mami. Deloc nu mă plictisesc. Cum așa? La fiecare oră, doamna învățătoare mă pune să stau în alt colț al clasei. Mulțumim, mulțumim, al doua oară, mulțumim. Grozav! Tu continui. Zi! Aș vrea să zbor pe lună în timpul testelor. De ce? Acolo orice materie este de 6 ori mai ușoară. Aha. Elevul din clasa 1 vine acasă de la școală și începe să-i spună mamei: am citit o poveste azi. Care? Este interesată mama. Scufița roșie. Și ce te-a învățat acest minunat bas? Că trebuie să-mi amintesc foarte bine cum arată bunica mea. Mulțumim, mulțumim. A patra oară să mulțumim. Victor nu vrea să se culce. Mama se așează pe patul lui și începe să-i citească povești. Trece o oră și în sfârșit domnește liniștea în cameră. Tata deschide liniștit ușa și întreabă: a adormit? Da, tati, răspunde în șoaptă fiul. Mama îi spune fiului ei: de ce sar peste câteva pagini când citești cartea? Această carte este plină, este despre spion. Vreau să-i prind cât mai repede. Iar ultima glumă? A fost creată de mintea mea ageră. Conversație între vecini. Ți-a plăcut cartea împrumutată? Celălalt răspunde: mi-a plăcut, dar e lungă. Bravo, mulțumesc! Victor. Mulțumim, mulțumim! Acum așa-te. Și pornind de la ideea cartea e lungă, cartea aceasta minunată, pe care am reușit, am avut onoarea să o citesc printre primii, este o carte pentru voi, copilași. Este o carte care vă dezvoltă curiozitatea, care vă vorbește și despre lună, că am ales o glumă tocmai și despre lună, și despre sistemul solar. E o carte, exact cum spune titlul, care nu plictisește. Sunt sigură că atunci când veți lectura această carte, vă veți aminti de momentele plăcute din viața voastră și vă va provoca să aflați și alte informații. Și de ce nu să o provocați pe doamna Diana să mai scrie ceva, nu? E o carte accesibilă vârstei de 6-7 ani. Conține atât text liric, cât și în proză, și povestioare, și poezii, și câteva exerciții matematice, și informații, și jocuri, și informații, și lecții? Joculețe. Și informații științifice. Sunt sigură că vă veți distra. Un pic, după ce te... Dacă o să citiți cartea asta de mici, la geodezie spațială, nu o să aveți problemă, că o să aveți numai 10 pe linie. Da. Și cu asta vreau să închei, nu vreau să folosesc prea mult spațiu. Este o carte neplicticoasă pentru copii plictisiți. Lipsesc ghilimelele, dar noi aici nu suntem copii plictisiți. Cu siguranță găsim... Te-ai plictisit, Albert? Da? Nici o problemă, fii atent. Eu îți propun așa. Lecturezi cartea cu mami sau cu tati, da? Înainte de somn. Poate la un moment dat și singur. Și s-ar putea să nu te mai simți plictisit. Ok? Bine. Bun. Felicitări. Sănătate și putere.
să fie... Felicitări încă o dată. E minunată. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, doamna Bogdana, pentru cuvintele dumneavoastră și pentru că ați venit astăzi și m-ați susținut. Contează foarte mult pentru mine. Și acum am lângă mine o altă doamnă care mi este foarte, foarte dragă, pe care eu o urmăresc drept este pe Facebook, pe rețelele sociale, dar sunt și ele bune la ceva, că uite așa ne îndrăgostim de oameni pe care noi cunoaștem în persoană. Doamna Iordache, și ea este cadru didactic și mi-a făcut onoarea să vină și ea astăzi să spună câteva cuvinte despre lucrarea asta a mea. Mulțumesc, Diana, pentru invitație. Dacă o să-mi permiteți, vă rog să mă lăsați să stau, pentru că sunt la același nivel cu a mea colegă. Îmi place să cred că ne aflăm în aceeași breaslă, dat fiind faptul că, iată, astăzi este debutul tău în literatură, de asta dată literatură pentru copii. Aici am venit ca un adult plictisit de cărți și atunci când am citit această cărticică neplicticoasă pentru copii, mi-am dat seama că orientarea mea în materie de literatură are sau poate lua o altă turnură. Noi facem greu trecerea de la a juca jocul la a juca joaca. Copiii sunt cei care ne provoacă în acest sens și m-am pus în pielea micului explorator, pentru că iată, dragii mei, și revăd aici printre copilași fețe cunoscute, te salut, draga mea, și vă spuneam, m-am pus în pielea micului explorator, Diana ne-a provocat în acest sens și am făcut cunoștință cu două personaje remarcabile. Dacă o să aveți curiozitatea să citiți și vă provoc să faceți lucrul acesta, o să vedeți că există acolo un personaj care se numește Doamna Bufniță și un personaj mai mic, dar extrem de agreabil, și cred că îi zăresc privirea minunată, cred că ea a provocat de fapt scrierea acestei cărți. Este vorba despre Bufnițica Bila. Cine i-a ales numele? A fost o alegere de echipă. Am înțeles. Te-am văzut, ești minunată și știu că ai avut o contribuție importantă la această provocare în materie de cărticele pentru copii. Dragii mei, nu e plicticoasă deloc. Vă spun sincer, am citit-o cap-coadă și m-am bucurat că în afara unui material științific bine documentat, e vorba despre planete, despre sistemul solar, despre soare, despre lună, dar nu în termeni care să vă provoace plictiseala. Sunt termeni accesibili vouă, însă toată această terminologie este asezonată cu jocuri, cu joculețe, cu imagini pe care voi sunteți invitați să le colorați, să bifați acolo diverse căsuțe care vă provoacă să cunoașteți anumiți termeni și, de ce nu, la final să împărtășiți alături de cele două personaje care, iată, sunt aici alături de noi, să împărtășiți bucuria de a citi cu drag și de a nu plictisi și de a nu fi plictisiți. Lumea asta ne provoacă și ne plictisește zilnic cu orice altceva în loc de carte bună. Uităm să citim, suntem provocați de internet, de telefoane, de, eu știu, cu totul altceva decât cartea bună, cartea pe care o răsfoim, cartea care este baza culturii noastre generale. Și vă provoc să citiți pentru a nu vă plictisi. Internetul, la un moment dat, cu multele lui provocări, ajunge în ipostaza de a ne duce în derizoriu informația consistentă, informația care are temei. Așadar, citiți, răsfoiți, citiți și jucați-vă. Nu vă pierdeți în amănunte date de alte informații care nu au un fundament solid. Ce să zic, te felicit, Diana, și sunt convinsă că nu te vei opri doar la această cărticică și vei continua provocarea către 7, 8 ani, 9, 10, că înțeleg că e doar pentru 5-6 ani. Chiar 7, dar...
Este chiar pentru 7 ani, dar cei de la editură mi-au sugerat să limitez la 6 ani, cu toate că textele și activitățile sunt înspre 7 ani. Da. Chiar și partea grafică este de foarte bun gust. Nu este o cărticică ce ne prezintă doar imagini așa luate și așezate într-o oarecare ordine, ci ne provoacă să lucrăm pe ea. Așadar, veți lucra asemeni la școală cu auxiliarele acelea pe care sper că nu le urâți și pe care le folosiți cu bun temei. Vă invit să citiți. Așadar, fiți exploratori și citiți alături de doamna Bufniță și Bufnițica Bila. Da? Felicitări, Diana! Mulțumesc tare mult! După așa prezentare minunată și după toate cuvintele astea care pe mine m-au măgulit și nu au făcut decât să-mi adâncească emoțiile, ca să ne relaxăm un pic, o să avem un moment muzical foarte frumos, pregătit de grupul Magic Folk, sub coordonarea domnișoarei Sânziana Ilenei. Copilași, dacă iubiți muzica, dacă vreți să învățați un instrument, vă recomand să o căutați pe Sânziana. Ea învață copiii să iubească sunetul, să iubească muzica și să iubească arta. Acum veți vedea un moment muzical pregătit de ea și de elevii ei și, de ce nu, în viitor puteți să fiți și voi alături de ei. Sunt Ziana și grupul Magic Folk.
Mulțumim grupului Magic Folk și Sânzienei Ailenei pentru acest minunat moment muzical. Ne-a mai încălzit un pic așa, nu? Și acum că am rămas noi copiii, pot să vă zic un secret? Cine vrea un secret? Ia să vedem, să ridice mâna sus. Cine vrea? Da? Bravo! Eu sunt născută pe 1 iunie. Și asta înseamnă că o să rămân toată viața mea copil. Și tu vrei un secret? Vreți să vă mai spun un secret? Eu la cartea asta am avut un ajutor. De fapt, cel mai important ajutor și cea care mi-a inspirat foarte multe din activitățile pe care le-am pus pentru voi în carte este aici în sală. Vrei să vin la mami? Hai! Stai aici. Hai de toată. Ea este Ana Maria și este muza mea. Salut! Și se pare că este mai emoționată ca mine în seara asta. Dar ca să ne treacă emoțiile, eu zic să colaborăm un pic așa și să vedem. Vă place să citiți? Da! Ia să vedem toată lumea? Da! Văd eu pe acolo niște băieții care nu prea ridică mâna. Opa! Opa! Vrei să stai pe scaune? Aici da. Să stai mai bine? Dar... sunteți nivelul avansat. Dar v-ar plăcea să mergeți în spațiu? Ai vrea să mergi în spațiu? Dar știi ce înseamnă să mergi în spațiu? Îți trebuie o rachetă, îți trebuie un costum de cosmonaut. Dar știi cum mai poți să mergi în spațiu? Foarte simplu? Citind o carte. În momentul în care citești o carte, poți să te duci unde vrei tu, poți să fii cine vrei tu, poți să-ți imaginezi ce vrei tu. Asta este libertatea pe care ți-o dă o carte de la tine din cameră. Și cărțile te învață să fii deștept. Și te învață să fii deștept. Mai vrei să mai spui ceva? Da. Mă bucur, coleg, că sunteți aici și mă bucur că am putut să vă văd și acum. Ați auzit, da? Dar pentru că o călătorie în spațiu ar fi fost plicticoasă, așa doar să vă povestesc despre planete, noi împreună am decis că cel mai bine ar fi dacă am învățat toate astea de la doamna Bufniță. Vouă vă plac bufnițele? Știți? Știți că bufnițele sunt niște păsări care sunt simbolul înțelepciunii. Și mai sunt și nocturne. Și când se văd cel mai bine stelele? Cine știe? Când se văd cel mai bine stelele și planetele? Când e noapte. Când e noapte. Normal. Vreți să vă citesc ceva din carte? Ați auzit, fetița mea a zis că știe că pot. Deci înseamnă că dacă ea știe că pot, sigur pot. Și o să încep, cum este și normal, cu începutul, că doar nu o să începem cu sfârșitul, nu? Începem cu începutul. Prima poezioară din carte este despre bufnițica Bila, care este un pui de bufniță, foarte curios, așa cum sunteți și voi. Nu-i așa că sunteți curioși? Nu sunteți curioși? Ia să vedem. Cine e curios? Mâna sus! Uite câți copii, toți copiii sunt curioși. Ea
e bufnițica Bila, rotundă ca o pastilă și cu ochii mari de top, are gheare de un cot și are pene foarte moi, e de fapt un bufnițoi care spune numai nu, buhuhu și buhuhu. Nu e așa că mai spuneți și voi numai nu? Nu? Știam eu. Nu mănânc nici șoricei, nici șopârle, gândăcei, nu vreau să mă spăl pe cioc. Cine se simte? Nu vreau nici să dorm deloc, vreau atât să pot zbura cum zboară mămica mea. Voi nu puteți zbura, dar citind puteți ajunge unde vreți. De ce nu poate zbura? Pentru că are o burtă, zic că e o pastilă adevărată. Și după ce am citit un pic, ca să ne relaxăm în cartea asta, m-am gândit că ar fi interesant să punem și niște activități. Vouă vă place să colorați? Da! Cred că este activitatea voastră preferată, nu-i așa? Și mie îmi place să colorez, dar colorez numai fetițe. Tuturor copiilor le place să coloreze. Și așa, încet, încet, Bila începe să afle de la doamna bufniță despre planete. Voi cunoașteți planetele? Da. Da? Câte planete sunt? Sunt 8. Așa este, sunt 8 planete și toate aceste planete, o să aflați din carte că se învârt în jurul Soarelui. Soarele care câteodată este... Ceva? Zi. Soarele e o bilă de cer mare și zic că e gogoasă. Soarele așa este, arată ca o gogoașă și uneori ne încălzește și ne încântă, alteori ne enervează că ne trezește. Și eu aici în carte i-am zis o gogoloaie, că așa arată, ca o gogoloaie mare și galbenă. Nu-i așa? Am greșit cu ceva? Și pentru că astăzi este ziua poeziei, am ales să vă citesc poezia despre soare. Trebuie, copiii se pare, să vă spun de domnul soare. El stă ziua și muncește, încălzește, strălucește și când dormi și tu mai bine, tuști se bagă în ochi la tine. Și atâta scormonește până omul se trezește și nici nu mai stă deloc, chiar de a dormi la loc, că a fost noaptea cam scurtă, geaba te întorci pe burtă, geaba perna în cap îți pui, cum să scapi de dumnealui? Nu mai scapi, te trezești, te îmbraci, îți iei cărțile, le pui în ghiostan și te duci la școală, nu? Cui îi place să meargă la școală? Dacă îți bagă soarele mâinile în ochi, vezi că zbori. Nu prea e de treabă soarele ăsta, nu, mai ales acum că vine vara și răsoare așa de dimineață, parcă ai mai vrea să mai dormi un pic. Eu just... Ce? Soarele noapte de vară dorme mai mult, pentru că noaptea e mai lungă, doarme cât vrea. Scurtă. Noaptea e mai scurtă vara. Da, mai lungă. Și după ce scăpăm de soare, ajungem la lună. De cine vă place mai mult, de soare sau de lună? De lună! De mie! Cine place de soare, mâna sus? Cine îi place de lună, mâna sus? Știam eu că de lună, nu-i așa? Și bufnițica Bila i-a pus o întrebare doamnei bufnițe ca să afle despre ce,
ce se întâmplă noaptea pe cer? Și zice așa, dar eu am o întrebare. Noaptea când nu îl vedem pe soare, lumină ne-a dă prea bună, minunata doamna Luna. E și ea tot o planetă? Da. Ia să vedem ce zice doamna Bufniță. Dragă Bila, ai dreptate. Noaptea noi pe cer vedem luna cea frumoasă, dar ea nu este nici planetă, nici stea. E specială. Se numește satelit și este un corp ceresc care se învârte în jurul Pământului ca un fel de prieten bun care este mereu alături de tine. Existența lunii pe cer este foarte importantă. Și dacă nu ar exista, viața pe Pământ ar fi foarte diferită de cum este acum. Câțiva oameni norocoși au pășit deja pe lună. Explică-ne cine. Păi niște oameni care au ajuns cu ajutorul unei rachete pe lună și au explorat luna. Și poate într-o zi o să ajungeți și voi acolo. Dar pentru asta știți ce trebuie să faceți? Să citiți și să învățați. Acum poate să zic eu lucru. Un pic, așteaptă. Nu e așa că te-ai întrebat noaptea când te-ai pus în pat ce-i cu becul ăla mare de pe cer în loc de soare? Uneori parcă e o față ce zâmbește și o cubață. Alteori e o felie dintr-o brânză argintie. Stă ca secerea în cui și șoptește ori și cui. Dorm, puiule, dorm liniștit. De acum, de luna, acum ești păzit. Deci luna are grijă și să dormiți bine și să visați frumos. Da. Și ca să visați frumos, știți ce trebuie să faceți înainte de culcare? Să citiți împreună cu mami și cu tati sau singuri, cei care ați ajuns deja în clasa întâi, câte o poveste. Pentru că atunci când citiți, toate zânele din lumea asta vin și au grijă de voi. Știți de treaba asta? Matei este colegul Ana Mariei și este un gentleman în primul rând și este pasionat de păsări. Așa că Bila, cred că o să-i fie o prietenă foarte bună. Ce vrei să mă întrebi, Matei? Mama, Artemisul sunt niște jeleuri tufulite. Sunt niște jeleuri tufulite. Matei, ai dreptate. Dacă așa ziceți voi, înseamnă că sunt niște jeleuri tuflite. Dar cel mai bine o să vă las pe voi să descoperiți din carte tot ce vă interesează despre spațiu și despre marțieni și despre toate planetele din galaxia noastră. Și data viitoare, când o să ne vedem, o să povestim mai mult. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit. Le mulțumesc și părinților că v-au adus. Deocamdată încă depindeți de ei, n-avem ce să facem. Asta este. Și mă bucur tare mult că am petrecut seara asta minunată alături de voi. Vă urez spor la teme. Vă urez să învățați și să vă placă să învățați. Este foarte important să vă placă și să înțelegeți că învățatul este o activitate foarte, foarte, foarte faină și distractivă și vă aștept cu drag la lansarea următoarei cărți. Nu știu exact când o să se întâmple, dar cu siguranță se va întâmpla tot anul ăsta. Să nu uitați, cuvintele sunt magice și învățând să citiți, veți învăța și voi să faceți magie și copilul meu ar trebui să învețe să stea un pic mai cu minte. Da.